Bună, dragii mei! Astăzi e 1 februarie și m-am gândit să fac pentru voi o etalare specială pentru luna februarie cu cărțile magice, cărțile de oracol magic pentru dorințe. Așadar, dacă aveți o dorință special pentru luna februarie, care doriți să o realizați în această lună februarie, vă invit să vă alegeți una dintre cele trei variante de dragoste, deci doar dorințe legate de dragoste. Am să folosesc acest pachet de cărți de tarot pentru dorința, să vedem dacă dorința voastră de dragoste se va îndeplini în luna februarie. Așadar, numai pentru dragoste va fi această etalare dorințe. Prima este varianta cu pietra roșie, a doua verde și a treia albă. Și am să încep cu prima variantă, varianta cu piatra roșie, să vedem dacă vi se împlinește dorința, dacă primiți vești care le așteptați, dacă vă împăcați, dacă veți avea vreo relație sau ce dorință aveți voi, să vedem ce spun cărțile de oracol, dacă se împlinește în luna februarie. Depinde de înțelepciune și de niște drumuri, să știți aici, de prieteniile care le aveți. Vă vin vești. Vă veți bucura să știți de ceva, veți petrece, veți avea niște... Aici sunt aici două păsărele care stau și ciripesc, da? Deci vă întâlniți cu cineva și vă bucurați. Dar atenție că puteți să rupeți o relație. Deci din cauza unor bârfe, atenție cu cine aveți bârfe, discuții că vă puteți rupe o relație, să știți, atenție, deci, aveți și noroc, dar aveți cum să zic, uite cum sunt cărți aici. E un noroc care durează, e greu, deci norocul vostru are, poate din cauza anturajului, aveți niște probleme legate de anturaj. Vedem ce mai spun cărți. Deci am văzut din start aici, păsările aduc bucurie, aduc ceva, niște vești bune, dar am văzut că vine și inelul lângă, care este răsturnat, da? Deci vă trebuie poate mai multă comunicare, prietenie cu cineva pentru o relație care s-a rupt sau dacă nu s-a rupt, atenție să nu se rupă din cauza unor bârfe, întâlniri care le aveți voi cu niște persoane cu care voi faceți niște discuții. Trebuie să vă rupeți de niște obișnuințe, aveți aici un nod, deci trebuie să vă dezlegați de niște situații, de niște obișnuințe, de niște vicii, poate, nu știu. Sunt și stelele aici, dar să vedem, stelele și acestea vă pot conduce către o direcție, dar trebuie să aveți voi mai multă înțelepciune. Aveți și vulpea, deci atenție că am zis, e foarte clar că dorința voastră e greu să se îndeplinească, ea se poate îndeplini, deci nu e imposibil de îndeplinit, dar foarte greutate, pentru că voi trebuie în primul rând să vă faceți o curățenie, poate, în anturaj. Că aveți niște persoane viclene, deci nu vă sunt favorabile personaje sau persoana la care v-ați gândit. Poate chiar ea este această persoană, trebuie să știți cel mai bine. Eu văd aici așa, această situație, că puteți foarte repede avea o bucurie. Deci vă puteți bucura în prima fază din cauza veștilor care vin repede niște vești, niște păsărele care sau vă întâlniți cu cineva și discutați, aveți niște întâlniri plăcute, dar apoi pot apărea și niște neplăceri din cauza unor vulpi, unor persoane care, deci să nu aveți o credere goarbă în anumită persoană, deci încercați să fiți mai prudenți. Deci pot apărea foarte rapid un succes, o eliberare de niște griji, da, motive de bucurie, de petrecere, dar trebuie să fiți prudenți că aveți această vulpe care, dacă îi acordați prea multă încredere, da, acestei persoane, e vorba poate de un prieten de apropiat, cineva cunoscut de voi din anturaj sau persoana la care chiar v-ați gândit, depinde ce voi știți ce mai bine. Mai o să văd dacă mai apare aici și alte imagini pe aici să mai vedem ce spun, pentru că voi foarte repede vi se poate îndeplini dorința în această lună, da? Deci veți avea motive de bucurie, vă veți bucura. Dar a apărut aici inelul, deci dacă iau cealaltă imagine, este o ruperea unei relații, poate duce la ruperea unei relații. Deci trebuie să fiți prudenți, pentru că văd că și aici aveți această potcoavă care este și ea răsturnată, deci potcoava înseamnă noroc, dar succes, oportunitate, da? Deci, dar este cu răsturnată, deci este cu greutate, deci cum să spun, vi se va îndeplini dorința poate mai de când nici nu vă mai așteptați, poate să fiți și acest lucru, dar să fiți la fel de prudenți, pentru că din cauza acestei vulpi puteți să aveți apoi neplăceri, da? Deci
vine așa cu ceva. Sau aveți în jurul vostru persoane care încearcă să vă strice cuibul, să vă strice această relație la care voi v-ați gândit în dragoste. Da? Deci poate să fie și o astfel de situație, depinde ce v-ați gândit voi, că na, nu e toată lumea are aceeași dorință. Poate unii v-ați gândit să vă întâlniți, alții v-ați gândit să vă duceți, alții să vină, alții să se împace, alții să cunoască. Puteți cunoaște. Deci dacă v-ați gândit să cunoașteți pe cineva, cu siguranță prin comunicare, socializare, prin un eveniment la care veți participa, veți cunoaște, că aveți motive de bucurie. Foarte rapid vă puteți întâlni, vă revedea, împăca, avea o relație cu cineva, dar atenție cu cine aveți prin preajmă, că văd această vulpe care vine și spune că este cazul să fiți mai atenți, că puteți avea neplăceri, da, din cauza unei persoane care nu e sinceră, nu e, e falsă sau vă trage de limbă, vă află secretele și după aceea vă creează neplăceri. Da? Deci trebuie și voi să fiți mai prudenți. Trebuie să vă eliberați de niște anturaje, de niște preocupări, poate stres. Trebuie să depinde și la ce v-ați gândit voi, de gândurile voastre. Deci trebuie să vă eliberați de ceea ce vă ține pe loc, de ceea ce vă blochează. Deci puneți-vă întrebarea, ce mă blochează, de ce nu pot să fiu, de ce până acum nu s-a întâmplat. Există un răspuns și acolo trebuie să lucrați, vă eliberați de acea situație, pentru că văd că pot veni noutăți pentru voi, pot veni reușite, pot veni foarte rapid în această lună februarie. Așadar, stelele îmi vorbesc și de faptul că cineva poate vă va ghida. Dar poate trebuie să fiți atenți la cine vă ghidează, da? Deci trebuie să fiți atenți, poate de aceea e acel personaj, da? Să nu dați prea multă încredere, pentru că cineva vă poate ghida, vă poate da un sfat, vă poate ajuta într-o situație de a obține ceea ce vă doriți voi, dar poate din cauza acestei vulpi să vă ghideze greșit. Deci, puteți avea succes. În orice caz, trebuie să vă așteptați la acest lucru, că puteți avea succes în această lună, să vi se îndeplinească dorința, dar trebuie să țineți și voi cont că totuși nu acordați încredere 100%. Încercați să fiți mai prudenți sau atenție cu cine vorbiți, ce vorbiți, că vulpea aduce o hoție într-un fel sau altul, o falsitate. Și văd aici și mărul acesta răsturnat, poate e cazul să vă ocupați și de sănătate, să aveți mai multă grijă de sănătate, de aspectul vostru, da, fizic, psihic, sau de relațiile care le aveți cu persoane care au probleme de sănătate. Cam asta e ce văd, așadar, pentru prima variantă. Haideți să vedem și la varianta a doua, varianta cu piatra verde, să vedem la voi ce spun cărțile oracol, dacă vă permiteți dorința în luna februarie. La voi se vorbește un noroc, o prietenie, o situație stabilă, poate. Da, poate depinde de familie aici. Apar niște vedea și voi aveți o vulpe. Deci atenție și voi. Trebuie să fiți mai prudenți. Da, pentru că sunt persoane care nu și-au sărat intențiile, poate, de la bun început. De aceea trebuie să nu vă aruncați, să nu vă faceți mari speranțe din prima. Vedem. Că văd că nu se grăbesc să iasă, să se așeze. Voi aici vă văd mult preocupați de muncă, foarte multă muncă, deci munca sau cu cineva care muncește, poate veți găsi un partener care muncește, o persoană care este, deci eforturile voastre vor fi răsplătite, să zic așa, apare chiar și un prieten, dar e răsturnat și el aici, deci această prietenie este destul de fragilă. Poate apărea o prietenie sau o relație cu cineva care poate cu care munciți la muncă, văd apare și inelul. Deci, dar e destul de fragilă că toate au apărut în poziții răsturnate, nu sunt în poziții lor drepte, să zic așa. Și atunci acest lucru aduce și oarecare întârziere. Deci apar niște vești, dar nu tocmai plăcute. Văd aici, în primul rând, că va ieși veștile acestea aici. Deci va veni o veste, o scrisoare, ceva neplăcută. Deci vouă, poate mai mult munca văd aici, că voi vă trebuie să vă ocupați poate mai mult de muncă, de sănătate, să hibernați. Da, văd așa că apar niște situații de acest gen.
am zis că am păruse bul pe aceea care îmi spunea e o viclenie, e o falsitate, e ceva care nu, deocamdată nu, poate nu în luna februarie, ceea ce v-ați gândit voi, sau mai cu greutate, da? Deci e destul de dificil să zic. O să văd dacă mai apare ceva aici care să-mi spună mai clar ce se întâmplă în această dorința voastră. Deci aveți o veste proastă care vă vine o veste, vestea pe care o așteptați poate nu vine sau vestea care o veți primi va fi mai proastă decât v-ați așteptat. În orice caz aici îmi spun cărțile că e cazul să fiți prudenți. Să aveți răbdare, poate va trebui să fiți mai prietenoși voi sau să căutați ajutor de la prieteni aici, pentru că aveți aici un câine. Acesta poate să fie vorba de prieteni, anturajul vostru. Dacă voi vă doriți o relație, o împăcare cu cineva, să cunoașteți pe cineva, aveți nevoie de a cere ajutorul unor prieteni, pentru că puteți primi sprijin din partea prietenilor. Da, prin intermediul prietenului, poate și a colegilor de muncă, pentru că mi-a apărut și acel urs care îmi vorbește despre muncă, despre eforturile voastre. Deci veți o cunoaște pe cineva, veți obține un rezultat, dar nu în imediat când veți aștepta voi, deci poate nu în această lună, am zis, poate vine mai târziu. Deci aveți răbdare că va veni vestea pe care. Deci, momentan, poate că vă vedea peste cap o veste proastă care apare. Deci o apare o veste proastă care vă întârzie. Dar veți fi susținut de familie, de prieteni. Pentru unii poate să apară chiar, pentru unii poate vestea proastă este că trebuie să vă rupeți de o relație, trebuie să vă despărțiți de cineva. Rămâneți fără servici, rămâneți fără un partener, rămâneți fără. Treceți pentru o pierdere, poate, și aveți nevoie de susținerea prietenilor care vă vor da un ajutor. Veți fi răsplătiți pentru eforturile voastre, pentru răbdarea voastră, pentru seriozitatea voastră, dar nu în imediat, nu în această lună, poate. Deci, poate mai târziu, da? E deci, oarecare întârziere, pentru că niciuna dintre cărți nu mi-a ieșit dintre aceste imagini, nu s-a creat dreapta, ci răsturnate, da? Deci, dorința voastră depinde de niște factori care întârzie să se îndeplinească. Nu sunt toate, zic așa, toate condițiile, toate create pentru a se îndeplini dorința voastră în această lună, dar nu e imposibil, poate prin intermediul prietenilor reușiți. Da, deci trebuie să cereți ajutorul prietenilor. Haideți să vedem și o altă variantă. Ce spun că dacă vă se îndeplinește dorința în luna februarie, vedem așadar care sunt energiile lunii februarie pentru voi. La voi și la voi niște vești, noroc, familie, dar apare și o situație întrăcită. Atenție la anturaj, că aveți un drăgușor acolo care își bagă coada. Da? Deci se pare că există niște energie așa, da, ori vulpi, ori drăgușori, sunt, dar să știți că veți fi fericiți, eu zic că da, deci vă va ieși chiar, va ieși drumul, deci drumul vieții voastre va fi cu reușită, poate unii v-ați gândit la un drum, să plecați la un drum, are legătură cu un drum la ce v-ați gândit voi și pare cu reușită, cu succes și a ieșit și drept. Deci da, foarte curând, deci în această lună sigur se îndeplinește dorința voastră, poate legătură de la un drum, faceți un drum sau faceți un drum cu persoana în viață, cu persoana care v-ați gândit să vedem dacă mai ne apare. Și vouă vin vești, da? Poate întârzie, dar vin, da? Deci vor veni veștile vin, să știți, da? La voi. Cu toate că nu sunt drepte nici la voi, dar nici răsturnate de tot, adică nici chiar așa triste ca la prima, ca la a doua variantă. Da, deci apar aceste situații. Să vedem dacă mai se creează imagini favorabile. Aici care să aducă alte noutăți, alte situații. Da, anturajul, deci exact ce spuneam. Anturajul, deci atenție la anturaj. Vă văd aici că voi aveți un drum frumos în viață, pe care, un succes pe care îl puteți avea la dorința voastră să se îndeplinească foarte repede, să faceți călătoria pe care o doriți, să vă duceți unde vă doriți voi, vă vin și niște vești, dar totuși fiți prudenți că aveți în preajma voastră și niște persoane false, persoane care poate încearcă să vă schimbe puțin, să zic, direcția. Veți primi veștile pe care le așteptați, da? Deci, unii dintre voi poate vă veți angaja într-o firmă,
da? Poate are legătură și cu munca, sau veți intra într-o familie mai mare, într-o familie simpatică, cu persoane simpatice, poate să fie și acest lucru, da? Deci, vă văd că da, dorința voastră se îndeplinește foarte curând, foarte curând, și mai târziu apare chiar, intrați într-o, văd un drum aici frumos care merge către, până la capătul drumului, să zic așa. Deci, cu persoana la care v-ați gândit, puteți merge până la capătul drumului, veți auzi acea declarație pe care o doriți voi, acea veste pe care o așteptați voi, vine, da? Și mai târziu poate chiar intrați într-o familie mai mare, intrați într-un colectiv mai mare, dar am zis, prudență, că aveți un drăgușol, deci parcă își bagă, vrea să-și bage cumva coada, dar dacă voi sunteți atenți, nu poate să-și bage, să zic așa, da? Deci nu poate. Încearcă, dar nu poate, pentru că aveți acest drum care a ieșit primul, da? Că e liber drumul vostru, e drumul vostru care îl puteți străbate, știți deja unde să vă ajungeți, sau știți deja ce vreți, și atunci când știi ce vrei, nimeni nu-ți mai poate sta în cale. Da? Deci, de atunci când ai îndoieli și frici și temeri, atunci lucrurile se mai te derutează și te mai abați de la drum. De aceea e bine să ai mai multă încredere în tine. Deci eu văd că veți reuși, da? Deci cei de la treia variantă, cu siguranță dorința voastră, sigur, sigur se îndeplinește, pentru că văd aici acest drum, da? Deci veți cunoaște pe cineva, vine cineva de la drum, faceți voi un drum, apare vestea care o așteptați, va veni acea veste care, de care nu mai auziseți de mult, nu mai vorbele acelea de care voi aveați nevoie, da? Și mai mi-apare și aici că veți avea parte de un anturaj simpatic, de persoane. Deci, intrați într-o familie simpatică sau, mă rog, într-un anturaj la muncă, poate unii dintre voi, poate chiar la muncă, printr-un drum veți cunoaște pe cineva, depinde ce v-ați gândit voi. Deci, văd aici că dorința voastră, da, se îndeplinește. Cam asta e ce pot să spun și la a treia variantă. Eu sper că v-au plăcut aceste predicții pentru luna februarie cu dorințe, că dorințele voastre în dragoste se vor îndeplini, că vă veți îndrăgosti sau că veți primi declarația de dragoste pe care o așteptați, cererea în căsătorie, împăcarea de care aveți nevoie va fi în această lună. Da, deci va fi o lună plină de pace, de armonie și dragoste, așa cum vă doriți voi. Eu vă mulțumesc că ați fost și astăzi prezent să vizionați canalul meu de YouTube, Crista Roth, și vă doresc în continuare o seară plăcută și să iubiți și să fiți iubiți. La revedere!